Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns la ultima lecție despre Cartea Sfântă, o viață trăită după cuvânt. Primii oameni care sunt datori să împlinească cele scrise în Cartea Sfântă sunt cei ce predică, cei ce o vestesc. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, citim din 1 Epistolă, capitolul 4, versetele 11 la 16, poruncește și învață aceste lucruri. Versetul 13, până voi veni, asema bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Versetul 15, puneți pe inimă aceste lucruri. Îndelenicește în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare minte asupra ta însuți, asta înseamnă trăire, și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiești în aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și apoi pe cei ce te ascultă. Scopul final al celor scrise în această carte binecuvântată este cunoașterea lui Dumnezeu în vederea dobândirii chipului său, a trăirii după voia sa, pentru ca să ajungem să fim cu El în eternitate. Dumnezeu, pe de o parte, în cuvânt, ne oferă accesul la mântuire prin Domnul Iisus Hristos, prin iertare, și pe de altă parte, tot prin Domnul Hristos, prin cuvânt, ne formează, ne desăvârșește, pentru ca să putem fi nu doar cu El, să fim ca El în împărăția sa. Domnul Hristos se ruga, citind din Ioan capitolul 17, despre acest scop final, versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Deci cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă de fapt împărtășirea naturii Lui, a trăi cu El și ca El. Și spunea despre lucrarea sa, versetul 6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat, din lume ai tăi erau și tu mi-ai dat, și acum esența lecției noastre, și ei au păzit cuvântul tău. Pentru aceștia care păzeau, pentru cei ce urmau să se înscrie în această armonie binecuvântată a cuvântului, s-a rugat El aici, nu pentru lume, pentru aceștia a dorit ca să fie, să-i prezinte acolo în împărăția eternă, la locul de slavă din cer. Doamne, ajută-ne! Vreau să observăm care este locul și rolul cuvântului în mântuirea omului. Pentru că apostolul Iacob scria foarte concret, credința fără fapte este moartă, este ca și trupul fără duh. În primul rând, așa cum am anticipat deja din introducere, dobândirea caracterului divin, a înțelege și a trăi acea voie a lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită, care nu mai are caracter de lege, ci devine pentru noi ceva de dorit, ceva ușor de împlinit prin însăși natura care Dumnezeu ne dă prin Duhul Său. Evident că aceasta înseamnă abandonarea stilului, modului de viață păcătos. Și toate acestea se derulează în procesul ascultării și împlinirii Cuvântului Sfânt. Pe măsură ce abandonăm cele rele, ne însușim cele bune, este o transformare, este o creștere și toate acestea cu acest scop suprem, de a fi ca Dumnezeu. Amin? Iată ce citim în Roman 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică modului de gândire lumesc, filozofiilor și concepțiilor de orice natură și în orice domeniu ar fi ele de pe pământ, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ori această înnoire se realizează tocmai prin cuvânt, citindu-l, memorându-l și lăsându-l să lucreze în noi ca și o lucrare vie prin Duhul Dumnezeu, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună,
plăcută și desăvârșită. Un alt text mai pe larg este în Efeseni, capitolul 4, unde se observă această metamorfoză binecuvântată, această transformare de la rău la bine, de la moarte la viață. Efeseni 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și de unde izvorul acestor trăiri ale păgânilor? De la deșertăciunea gândurilor lor, de la mintea întunecată, de la o viață străină de Dumnezeu. Și acum versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, pentru că viața nouă pleacă de la învățare. Dacă cel puțin l-ați ascultat, un alt proces binecuvântat, și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strigă după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, cum am citit și în Roman 12, să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci care este scopul fundamental al cuvântului? Să realizeze în noi chipul lui Dumnezeu. Să devenim oameni noi, care să semănăm cu Dumnezeu. Acesta a fost planul lui de la început, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Dumnezeu n-a abandonat acest plan. Prin Domnul Hristos, prin întreaga lucrare a cuvântului, a Duhului Sfânt, se duce la îndeplinire acest plan de a deveni asemenea lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Această lucrare este una de durat. Iar dacă mântuirea se poate realiza într-o zi, într-un moment al credinței, dobândirea chipului Dumnezeu în noi, desăvârșirea, durează. De aceea avem nevoie de atât de mult cuvânt. De aceea trebuie să ne învățăm, să ne sfătuim, să rulăm cu aceste noțiuni sfinte, să ne îndelemnicim, să intrăm în împlinirea lor și nu întotdeauna și nu de la început reușim la cotele cele mai înalte. Uneori suntem copii, plutim încoace și încolo, nu avem o învățătură în care să fim fundamentați, nu avem cele mai bune rezultate, dar acest proces continuă. Rămâne ca fiecare dintre noi, pe măsură ce află adevărul, să se lupte și să-l pună în practică. Vă dau aici ca exemplu cazul Apollo, fapte 18. Aici avem de face cu un om care încât știa, trăia și vestea adevărul. Dar cunoașterea lui era limitată, cum se întâmplă în procesul acesta cu toți. Fapte 18, citim de la versetul 23. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii în acest proces al creșterii spirituale. La Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea. Iată limitele lui, decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. El a acceptat. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Ce înseamnă acest a ajutat mult? I-a ajutat să crească spiritual în acest proces al maturizării, al desăvârșirii. Este foarte important să ne luptăm să înțelegem cât mai mult adevăr și în egală măsură, potrivit cu tema lecției noastre, să ne luptăm să punem în aplicare. Altfel, spune Iacov, suntem ca niște ascultători uituși care uităm ce s-a spus la adunare și nu punem în practică. Se spune că un slujitor s-a dus într-o familie și a luat unul dintre băieții cu el, care a ajuns acolo, se juca cu copilul gazdei. Și copiii fiind atenți au tras cu urechea la ce îl îndemna slujitorul pe bărbatul acela din casă
să fie mai pocăit, să se poarte mai fin cu soția lui și așa mai departe. Au fost niște probleme și întreabă la un moment dat copilul gazdei pe copilul slujitorului: și de acum o să facă tata cum a zis tatăl tău? Și băiatul slujitorului zice: nu, e o predică. Ce trist când și copiii realizează că de fapt așa e slujba, dar noi continuăm fiecare cum vrem. Doamne ferește-ne! Dar ce frumos pe pământ și cred mai important în cer să avem de face o credincioși care, așa ca Apollo, auzi, te dai jos de la amvon și să spună cineva: frate, ne-am bucurat cum ai predicat, dar uite, mai este un domeniu pe care tu nu l-ai atins. Care? Să afle și să-l vezi pe predicator cum pune în practică ce l-a învățat unul din cei ce au auzit. Și evident, la rândul lor și cei ce aud să pună în aplicare ceea ce spune predicatorul. Ar fi frumos? Foarte frumos. Imaginați-vă o familie în care tata dă sarcini la un copil mai mare sau mama și spune: du-te, spune la fratele tău să o ajută la lecții. Cum ar fi de copilul pe care vrem să-l ajutăm să spună: nu vreau să mă ajut el, fac cum știu eu. Totul ar fi în zadar. Pentru că așa ca la școală, nu învățăm dintr-o dată, nu le știm pe toate într-o zi, dar dacă vom continua în acest proces, vom ajunge departe, adică acolo unde trebuie. În al treilea rând, vreau să observăm că refuzul implementării celor auzite sau citite duce la afectarea relației cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu prin aceasta, și în timp se renunță la noi. Procesul transformării încetinește, în final este abandonat și cu aceasta se produce cel mai neplăcut efect posibil, pierderea mântuirii odată ce a fost dobândită. Aceasta datorită împotrivirii oamenilor. Spunea Ștefan în predica lui, citim din Fapte, capitolul 7, versetul 51, despre evrei, fenomene care s-au repetat în multe generații la rând, 7:51, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa face și voi. Asta e marea tragedie, să vii la adunare și să nu te lași transformat de cuvânt, să te împotrivești nu unui predicator, Duhului Sfânt. Și tot în Fapte citim, din misiunea lui Saul și Barnaba, Fapte 13, versetul 46. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăsneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă socotiți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și au plecat de la ei. Iar un cuvânt reprezentativ tot pentru evrei avem în Evrei 6, dar este la fel de potrivit din nefericire și pentru neamuri care se împotrivesc și ei la rândul lor. Evrei 6, versetul 6 și 7. Spune Scriptura despre unii care totuși au căzut. Nu-i normal, dar se poate întâmpla. Este cu neputință să fie noițiară și aduși la pocăință, pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, și este un simbol al cuvântului, cum scrie și în Isaia 55, și Domnul ne vorbește. Dacă rodești o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă aduce spini, asta înseamnă fapte rele, mărăcini, este lepădat și un proces care durează o vreme și aproape să fie blestemat. Și finalul sfârșește prin a-i se pune foc. Și în al patrulea rând vreau să observăm că aici pe pământ nu întotdeauna ne dăm seama dacă un om este sau nu mântuit. Noi nu suntem siguri de toți oamenii care îi mormântăm cu slujbă sfântă, dacă-s mântuit sau nu. Verificările finale pentru fiecare lucrător și fiecare lucrare le face Dumnezeu în ziua judecății. De-abia atunci, Dumnezeu, căruia îi place să opereze mult în ascuns,
va da lucrurile pe față. Un text evident este 1 Corinteni, capitolul 3, unde apostolul făcea referire în context despre nepocăința unor corinteni, despre greșelile unor slujitori, gândindu-l la tot ceea ce scrie în 1 și 2 Corinteni, și referindu-se la lucrător și la lucrare, scrie el de la versetul 10, 1 Corinteni 3 cu 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare se ia bine seama cum clădește, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Asta atunci, nu aici. Dar privește ceea ce facem noi aici. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, el își va pierde răsplata. E o primă pierdere, dar poate să urmeze și a doua. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Rămâne totul la analiza finală pe care Dumnezeu o face. Așadar, care este scopul cuvântului? Mântuirea. Dar mântuire înseamnă desăvârșire, asemănare cu Dumnezeu. Și toate acestea se vor verifica atunci când Domnul va veni. Pentru că, așa cum spunea Ioan Botezătorul, eu vă botez. Dar vine altul care e mai puternic. Și el își va curăța aria cu desăvârșire. De aceea să trăim cu frică în timpul bribejiei noastre și să ne luptăm să fim evlavioși ca să dobândim, spune Apostolul Pavel, cu orice chip acest premiu al mântuirii. Amin. Vreau să observăm acum într-o a doua parte a lecției noastre care sunt efectele trăirii, împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Și ca o relație între ceea ce am spus până aici, ca un efect, vreau să vă amintesc pilda semănătorului, care evidențiază diferite atitudini ale celui ce ascultă cuvântul. Problema nu este dată doar de puterea cuvântului. În cele patru cazuri de pământ, sămânța a fost bună. Problema a fost pământul. Adică noi suntem cei de care depinde efectul cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere. Spunea un botezătorul, Dumnezeu poate din pietre să facă fiul lui Avram, dar se poate și din pom, de la care se așteaptă roadă, cum a fost cazul smochinului de care Domnul amintea, să nu se aleagă nimic. Domnul face din văi loc neted, din drumuri zgrunți și roase, face altele drepte. Dar totul depinde de cei în cauză? De noi. De aceea noi vom fi judecați și nu va putea nimeni în final să dea vina pe Dumnezeu, nici măcar pe alții. Chiar dacă se va cere în cazul unora sângele și din mâna altora, vinovat tot cel în cauză rămâne, pentru că în final vom vedea că Dumnezeu judecă și pe cei ce n-au auzit după conștiința lor. Vă amintesc varianta din Luca acestei pilde asemănătorului și vă citesc doar versetul 18, finalul. Luați seama, dar la felul cum ascultați. Asta e concluzia concluziilor de la toate patru. Că celui ce are îi se va da, adică celui ce are pasiune, dorință să împlinească, îi se va da descoperire în cuvânt, în continuare, îi se va da putere să împlinească, dar celui ce n-are dorința să asculte și să împlinească voia lui Dumnezeu, îi se va lua și pasiunea cât a avut-o, și neprihănirea ce a avut-o și o va pierde, și ceea ce îi se pare că are. Într-o altă Evanghelie scrie că are, aici scrie că îi se pare, pentru că totul este relativ până una altă. Noi nu avem în mod definitiv. Noi avem, dar putem să pierdem. Neprihănirea se poate pierde. Mântuirea se poate pierde. Depinde de noi dacă
rămânem până la sfârșit, să aducem roadă în răbdare. Unii n-au răbdat și la ispită au căzut, alții s-au lăsat învăluiți de problemele vieții și n-au adus rod care să ajungă la coacere, adică împlinirea n-a fost la cerințele, la standardele divine. Scopul n-a fost atins și la un pom nu-i suficient să aibă coroană, nici măcar flori, nici măcar roade într-un anumit stadiu. Nu se culeg decât roadele coapte. Așa așteaptă Dumnezeu de la noi, o împlinire matură. Un al doilea efect, privind la ce se întâmplă în jurul nostru. Noi beneficiem de asistența divină, din cer suntem ajutați. Duhul Sfânt se luptă, cu suspine negrăite mijlocește. Ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu, spune Cartea Sfântă. Dar să nu uităm că atunci când ne apropiem de Dumnezeu și facem voia Lui, vom stârni împotrivirea diavolului, vom provoca indirect atacuri ale Lui și totodată adversitate din partea lumii aflată sub stăpânirea Lui. Să ne așteptăm la așa ceva. Atunci când împlinim cu adevărat Scripturile, noi suntem diferiți de lume, se observă, diavolul este împotriva noastră și stârnește pe oameni, într-un fel sau altul, împotriva noastră. Iată ce spunea Domnul Hristos, Ioan 17, în aceeași rugăciune a vorbit despre relația noastră bună cu Dumnezeu, perspectiva noastră eternă, dar și despre domeniul unde încep luptele și problemele. Citim Ioan 17 de la versetul 12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam. Versetul 13. Dar acum eu vin la tine. 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Asta este problema noastră. Luptele care le avem. Adesea întâlnim frați și surori care ne spun, când vreau să mă apropiu de Domnul, atunci am lupte mari. E normal să fie așa. Pentru că în orice război, câmpurile limbere se pot câștiga mai ușor. Fortărețele se câștigă cel mai greu. Acolo, în cazul redutelor, se dă ultima bătălie. Se aruncă în luptă toate forțele, toate resursele. Când vrei să atingi desăvârșirea, atunci sunt luptele mai puternice. Atunci când vrei să îți controlezi gândurile, privirea, să nu vorbești necontrolat, vei avea lupte. Oamenii vor sesiza aceasta, dar Dumnezeu ne va da izbântă, slăvit să fie Domnul. Și în al treilea rând, ca un al treilea efect, vreau să definesc, de fapt, pe scurt, dovada împlinirii cuvântului. Evlavia, cred că e cuvântul cel mai reprezentativ. Pocăință se referă la acea stare pe care poate o înțelegem ca și faza inițială a întoarcerii noastre la Dumnezeu. Desăvârșirea este o fază finală, dar evlavia este acea stare care ne dovedește noua noastră stare spirituală. Spunea Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Deci dacă cineva doar s-ar controla să umble îmbrăcat cuvincios, să își impună anumite canoane, să postească, dar în mintea lui ar fi răscolit de fel și fel de fapte rele, s-ar uita așa pe furii și printre degete, n-ar fi un câștig, pentru că nu e o dovadă că el este transformat. Dar omul evlavios are alte pasiuni, alte dorințe, altă gândire. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. În ce sens are evlavia făgăduința vieții de acum? Pentru că evlavia îți dă aici starea de mulțumire, scrie tot în 1 Timotei în 6, îți dă starea de pace. Luptele în tine s-au terminat.
În sensul că ești deja biruitor și controlezi situația. Duhul Dumnezeu se odihnește peste tine, te rogi cu bucurie, cânți cu plăcere, vii la adunare cu drag, iar când vin ispite, un mic efort și le birui. Și ești bucuros și împlinit că ești cu Domnul. Aș aminti aici pe oamenii care spun că se pocăiesc mai târziu. Ei consideră că pocăința e bună și mântuirea de dorit, dar încă le place lumea. Ei n-au gustat taina evlaviei. Și deodată zic ei să mă mai distrez puțin, să mă mai bucur puțin în lume. Taina evlaviei, spune aici în 1 Timotei 3:16, s-a materializat în persoana Domnului Hristos. El a trăit pe pământ într-un mod plăcut Tatălui. Ce credeți, Domnul Hristos ar fi vrut și El să fenteze cu banii cu Iuda? Cu nicio formă, nu. Ar fi vrut și El să participe la un joc de obște? Nu. Domnul Hristos a trăit evlavia. Și prin Duhul Dumnezeu putem să o trăim și noi, amin? Adică să dispar toată lista aceea de fapte a firii pământești și noi să trăim din potrivă, cum spune în Galateni, cu bunătate, cu dragoste, cu îndelungă răbdare, cu înfrânare, cu credincioșie. Această stare trăită în largul ei, cred că este evlavia. Iar câștigul ei etern este dat de faptul că în jur nu va mai fi ostilitatea lumii, nici o formă de ispită, ci vom fi în largul nostru în ceea ce acum abia ne dorim și dobândim la o anumită cotă. Dar asta trebuie să se vadă, trebuie să se știe. Spunea Domnul Hristos, o cetate așezată pe un vârf de munte nu poate să rămână ascunsă. Nu poți să fii pocăit acasă să nu se știe. Nu se poate. Nu poți să fii om evlavios în societate și să nu se observe. Se observă pe mersul tău, pe tonul vocii tale. S-ar putea vreodată să te trezești că ai strigat, dar ți se pare nu că ai răgușit, ți se pare că s-a întâmplat ceva. S-au defectat aparatele. Cine a învârtit de butoane? Cine a dat volumul așa tare? Doamne, ajută-ne așa să fim. Pentru că în final să știe și cei de aici și demonii din jur să n-aibă pretenții la urmă la noi, îngerii să știe exact ce traiectorie avem de parcurs și Dumnezeu să ne poată primi cu drag. Noi să nu fim mântuiți așa la limite, la restanțieri, ca prin foc. Poate, poate. Se spune că la o capelă a murit un bărbat dintr-o anumită biserică. Și cum se mai obișnuiește, parohul, știu eu ce-a fost, preot, pastor, a vorbit de bine de el. Acum erau mai multe capele, așa, cu mai multe încăperi la capelă, și sicriu acoperit, un băiețaș, copiii sunt mai sinceri, s-a apropiat de mamă sa și când a auzit cum mă laudă pe tată, s-a zis, mama, cred că ne-am pus lângă alt sicriu. Adică și el era conștient că de fapt e o farsă ce spune preotul, că ăsta nu-i pentru mântuire. Dar dacă trăim frumos, n-avem emoții, n-așteptăm bătrânețea și moartea cu spaimă. Spunea cineva despre un bărbat care trăise îndoielnic. În final s-a dus un altul să se ceară de iertare. Și a zis, pleacă de aici, nu te iert! Și a zis, da frate, ești pe moarte. Eu ți-am greșit cu ceva puțin, nu sunt dator cu niște bani restituiți. N-a fost vorba de o pagubă, de o imoralitate. A fost vorba de o înțelegere pe care n-am respectat-o. Iartă-mă, te rog, fugi! Și în același timp nu putea să stea singur, trebuia să stea cineva lângă el și zicea, ține-ți mâna pe mine. Și ceilalți se speriau, unde se va duce omul acesta? Să nu trăim cu astfel de griji, nici cei de lângă noi să nu aibă frică. Și să fim evlavioși, ca în final să știm unde ne ducem. Și Domnul să ne primească cu drag, amin? Închei. Spunând că rezultatele finale ale cuvântului, revelat, inspirat, depinde de o multitudine de factori, de atitudinea noastră de la prima ascultare când ne-am pocăit și atenția noastră la toate citirile din Biblie și la toate predicile. Toate acestea au rolul să ne desăvârșească. Uneori avem o ascensiune spirituală,
Sunt situații în care unii mai cunoaștem un anumit regres. Dumnezeu ne mai vorbește într-un fel, într-altul și iar ne silim. Și spune Iacov în epistola sa că noi trebuie să continuăm acest efort, Iacov, capitolul 1, citesc de la versetul 19, orice om să fie grabnic la ascultare. Versetul 21, lăsați cuvântul sădit în voi să lucreze, să vă mântuiască sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Și versetul 25, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător tu, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Doamne, dă-ne fericirea împlinirii! Pentru că în final, amintesc că și cuvântul are valențe eterne, fie pentru mântuire, fie pentru osândă. Spunea Domnul Hristos, Matei 24, capitolul, versetul 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească efect etern de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și ce se întâmplă cu cei ce n-au auzit cuvântul și la care n-a ajuns Evanghelia? Roman 2, versetul 16. Hai și 14, 15, 16. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Adică și oamenii din junglă și ateii din Uniunea Sovietică sau din China ce n-au auzit de Biblie, au și ei conștiință care le spune ce e bine, ce e rău, și conștiința asta e în strictă relație cu revelația. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Cuvântul împlinit, cum spunea Domnul Ioan 5, ne scapă de judecată. Cine ascultă cuvintele mele și le face, trece din moarte la viață, mărit să fie Domnul. Mi-am lăsat timp la finalul acestei lecții ca să vă prezint poezia Biblie a fratelui Petru Cârdei. L-am cunoscut personal, un om credincios, un om simplu, oameni inspirați care, așa ca fratele Dionisie Giuchici, în timp ce munceau, primeau inspirație și dacă erau pe șantier, luau repede un sac de ciment, arunca coala deasupra și pe cealaltă care era mai curată să apuca repede și scria versurile atunci când îi venea inspirația. Cartea Sfântă e ofertă decât toate mai presus, din copertă în copertă e poartă chipul lui Iisus. Cei ce aderă și învață, cei care s-au adăpat din acest izvor de viață ce se cheamă Biblia, vor fi oameni fericiți, protejați și ocrotiți, și în prezentul cel trăiți și în final toți mântuiți. Ea declară cu putere în întreg cuprinsul ei că va fi o înviere pentru bun și pentru răi. Cei ce au pus la îndoială spusa Bibliei mereu, după viața lor de fală, s-or trezi în chinul greu. Cei ce falsa lor părere și-au făcut din ea temei și nu cred în înviere, Biblia are în vedere și îi numește saduchei. Biblia, deși negată, are ton imperativ și ne vom convinge odată că există o judecată, că Scriptura e revelată. Nu e o carte inventată, transmisă sau difuzată de vreun factor negativ. Învierea e confirmată, fie crezi, fie nu crezi. Cartea binecuvântată este plină de dovezi. Biblia nu-i temporară, nu-i nici basm, nu-i nici mit. Slujba ei misionară, pe întregul circuit. Ea e o carte redactată pe principiul providenț, scrierile de altă dată, cât și Noul Testament. Cartea cărților deține o perfectă evidență, stă de vorbă cu oricine, cristocentrică în esență. Cartea asta mult îmi place, schimbă vieți din temelie.
sufletul ți-l satisface, umple inima de pace și îți dă har și bucurie. Carte cu slăvit renume, tu din păcătoși faci sfinți. Ei nu se mai țin de glume, băuturi să mai consume, nici o carte de pe lume n-are așa făgăduinți. Ea lucrează în tăcere, la inima oricui, ea degajă o putere cu efecte la vedere, pentru ea nu-s bariere, dacă o crezi și te supui. Adâncindu-te în lectură, tu ajungi tot mai mișcat, căci prin harul din Scriptură ești sfințit și transformat. Te trezești schimbat în fire, simți pe loc o înnoire și te umpli de iubire, copleșit, extaziat. Printre căile sucite, ea trasează aici un drum, cu criterii deosebite, roadele ei întâlnite nu pot fi tăgăduite, nici Satan nu are cum. Carte binecuvântată, care în jurul tău ne aduni și ne dai hrană curată, fără bani și fără plată, carte plină de minuni. Ori și unde și ori și când întrebăm al ei cuvânt, ea la toate ne răspunde, căci în Biblie se ascunde Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Cuvânt ce ai luat ființă, ne-ai descoperit comori, ne-ai chemat la pocăință, vindeci orice neputință, tu ne umpli de credință și ne faci biruitori. Din acerului avere viață veșnică ne dai, ne vorbești despre înviere, ne dai multă mânghiere, carte plină de putere, tu renume veșnic ai. Biblia, fără îndoială, ia-i cuvântul atestat, ce te vrea documentat, să susții cu îndrăzneală că e o carte oficială și să nu stai la întocmeală cu cuvântul revelat, care îți dă multe amănunte, însă cere adânc respect de la cei cu minți cărunte, dar vrea un loc de frunte și la tânărul înțelept. Scriitorii acestei cărți, deși sunt din multe părți și nu-s toți contemporani, că-i desparte mii de ani, ce interesant la ei, sunt de origine iudei. Au trăit toți pe pământ, dar au un discernământ luminat de Duhul Sfânt. În scrisul ce se implică nu-i vezi să se contrazică. În tranzitul acesta strict n-apare niciun conflict. Secole pot să-i despartă sau distanțe lungi pe hartă. Scrisul lor tot nu se ceartă. Când citești, te întrebi mirat, au același rezumat, cum ei au colaborat? Când privești cum redactează și un subiect cu toți trasează, ești profund impresionat. Parcă au fost cu toți la sfat, căci deloc nu se combat. De la vechi la nou pasaj, nu constați vreun decalaj. N-are rost să mă frământ. Explicația-i Duhul Sfânt. De ce frazele în esență au așa coincidență? Totul a fost coordonat de un maestru minunat, ce însoțea lor acțiuni cu semne și cu minuni. Oare ce-ar mai fi de zis? Ce-ar mai fi de obiectat? Când Scriptura ne-a deschis drumul către paradis, Domnul fie lăudat. Dar păcatul interzis în acest deziderat. Moartea este a sa răsplată, el te duce spre abis și complita judecată. Să gândim, să analizăm cum trăim pe acest pământ. Trebuie să ne schimbăm, să ne naștem din cuvânt cu Hristos, să ne îmbrăcăm, ce-i fire să lepădăm, chiar acum să înlăturăm ce-i străim de Duhul Sfânt. Refuzând să ne încadrăm în cerescul legământ, contraindicat lucrăm și om fi duși ca pleava în vânt. Doamne, cheamă-i Tu pe toți, mincinoși, curvari și hoți, adu-i Tu aici pe toți, în acest atelier sfânt, prelucrați de-al Tău cuvânt, să primească chip măreț forma unui vas de preț, cu profil folositor pentru slujba de onor, blând în foc, umplut cu dor pentru Domnul, rob umil, pentru semeni, serv util. Tată scump, la fiecare celui mic și celui mare, spune-le, oh, te implor, că a ieșit în calea lor unicul Mântuitor, ca niciunul să nu piară sfârșia de-a morții gheară și niciunul să nu fie fără Tine o veșnicie, că niciunul să nu cadă în aiadului cascadă și niciunul să nu ajungă unde-i plâns scrâșnire lungă. O, de-ar ști că jertfa Ta poate azi a garanta mântuirea oricui și răscumpărarea Lui, pe bază de pocăință însoțită de credință, pe bază de ascultare și totală renunțare la activități contrare, voi Tatălui Preasfânt, ce cu dragoste arzătoare ne-o descoperă în cuvânt. Deci, să știi și tu, creștine,
Forul de guvernământ al justiției divine nu te vrea de rău înfrânt. A bătut pe căi străine de Satan vrăjmaș perfid și de dragoste de sine care suflete ucid. Iar de poftile arbitrare fugi cu groază, hotărât, căci vicleana lor chemare în dezastru și perzare multe vieți a pogorât. Visul poftilor haine, dorul lor cel neîntrerupt, clocotind în doze pline de ocară și rușine, e să duci un trai corupt, dacă nu direct pe față, mai în umbră, mai în ceață, mai pe ascuns, pe dedesubt, numai să trăiești corupt, numai să trăiești o viață fără har de Domnul rupt. După atâta așteptare, cu divină înțelepciune, El, în mare îndurare, pocăința ne-o propune. Celui ce a deteriorat conștiința prin păcat și în această reciclare se produce o transformare. Și pe loc s-a realizat o minune triumfală, un om nou, un om schimbat, cu defectul reparat în revizia generală. Pe de-a întregul vindecat, fără urmă de îndoială, caracter remediat și tot ce s-a constatat că era denaturat, harul a executat reparația capitală. Infiltrată de o travă, inima la pacient devenise grav bolnavă. Într-o stare foarte gravă, dar urgent, fără zăbavă, medicul divin din slavă, văzând om ajuns epavă, l-a și pus sub tratament. Administrându-i prin cuvânt transfuzii de sânge sfânt, terapia aplicată i-a tămăduit îndată transcendența agravată. Și acum se simte bine. Cabinetul medical de renume mondial, sanatoarele divine, dacă Domnul intervine, vindecă pe oricine fizic și spiritual. Mii și mii de mărturii, cancere, epidemii, oameni destinați de vii să-i îngroape subteranul, dar Iisus Nazarineanu i-a salvat pentru vecie și astăzi plin de bucurie pot depune mărturie. Mulți din cei ce au suferit, felul cum au pătimit, dar la urmă au primit vindecare prin credință. Contăm pe considerentul ce-l putem verifica. Ținând zilnic tratamentul ce-l indică testamentul, noi ne vom reabilita. Haideți să ne cercetăm ca să ne cunoaștem starea și să nu mai amânăm. Domnului să ne predăm, tot ce e rău să le pădăm și cuvântul să-l lăsăm ca să-și facă în noi lucrarea. Dacă vrem, bineînțeles. Altă variantă, noi. Ca să ajungi util și dres. Pentru suflet cu succes, alte șanse de progres nu-s decât până la deces. Un mai mare interes să fim liberi la proces, să fim omul cel ales pentru împărăția Lui, mărit să fie Domnul. Dragii mei, ați compus vreodată versuri cu Biblia? Sunt multe compuse în ea, eventual să le învățăm. Nu toți ne pricepem la versuri, dar să memorăm, putem încerca. Poate este cineva care nici cu memoria nu stă bine. Da, de trăit potrivit cu lecția noastră, ne va ajuta Dumnezeu pe toți să trăim. Asta va fi mai frumos decât un vers, decât un eseu, decât o predică, asta va fi minunea minunilor. Dragii mei, în final, vă îndemn după aceste 10 lecții despre Cartea Sfântă să o țineți aproape în fiecare zi. Să o citiți gândindu-vă la Dumnezeu. Așa să privim în ea, gândindu-ne că după ea vom fi judecați. Ea trebuie să fie pentru noi codul nostru moral, spiritual, pentru că va fi și codul după care vom fi judecați în ziua aceea. Dar dea Domnul, cum am spus, să scăpăm de judecată și pe noi Cartea Sfântă să ne mântuiască. Și noi să folosim la rândul nostru această carte ca prin ea să ajutăm la mântuirea altora. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin.